Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea cea bună. Începem cu două știri foarte bune. Sperăm că aceste știri foarte bune își vor avea împlinirea în realitate. Societatea de Transport București, STB, fostul și răposatul RATB, va începe emiterea, încărcarea de abonamente gratuite pentru elevi și pensionari, dar pentru elevi, începând cu data de 11 februarie 2019, în conformitate cu o lege care, oricum nu o să țineți minte, dar o să vă spun. Astfel, abonamentele cu reducere 100% se vor libera la centrele de emitere și încărcare carduri STB-SA pe baza carnetului de elev vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, precum și carte de identitate în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu. Pentru elevii claselor pregătitoare și cu vârsta de până în 14 ani, abonamentele se liberează în baza adeverinței doveditoare, adică a carnetului de elev, cu ștampila unității de învățământ acreditate, autorizate pentru anul curs și copie după certificatul de naștere. Așadar, dragi elevi, pe când începe școala, nu vă mai chinuie băieții cu controlul pe RATB, scuzați, STB. Pentru că acum toate se schimbă. E o veste bună, puteți să vă luați aceste abonamente, deci cu buletinul sau cu certificatul de naștere în copie plus carnetul de elev. Într-o altă ordine de idei, cu toată degringolada din Ministerul Învățământului, avem niște vești bune. Doamna Ecaterina Dronescu anunță că fiecare elev va primi un ghiozdan complet cu manuale și rechizite pe un an întreg în valoare de 100 de euro. Doamna ministru mai spune că elevii vor primi chiar și vouchere pentru achiziționarea unui echipament de sport. Învățământul obligatoriu este gratuit, conform Constituției, însă părinții trebuie să plătească în fiecare an rechizitele copiilor, uneori chiar și manualele. Dar conform ministrul Educației, situația se va schimba, iar elevii vor primi la începutul fiecărui an un ghiozdan cu toate rechizitele necesare. Doamna ministru spune: avem bani și pentru un proiect care nu a fost dezvoltat în anii anteriori, și anume un ghiozdan complet pentru fiecare elev. Să asigurăm educația gratuită, așa cum spune Constituția. În acest ghiozdan trebuie să fie manualele pentru care se dă examen, limba română, matematică, etc. și rechizitele care sunt necesare pe un an întreg. Nivelul este cam de 100 de euro pentru fiecare ghiozdan. Aici o să existe un echipament sport care se va acorda cu ajutorul unor vouchere, tocmai ceea ce vă spuneam. Sunt declarațiile doamnei ministru. Ce se putem spune decât Doamne ajută! Multe, multe promisiuni au fost făcute, dar la un moment dat nu s-au mai respectat. Acum vom vedea cum se vor respecta din toamnă aceasta cu 100 de euro de fiecare elev. Iată vești bune în România de astăzi, dar știrea cea mai bună în această seară este că împreună cu noi se află domnul Emanuel Ungureanu, deputat USR. Bună seara, Emanuel, binevenit! Bună seara și bine te-am... Mă bucur foarte mult că ai venit, regăsit după multă vreme. Într-o zi plină, cred exact. Am ajuns la limită, dar am reușit să găsesc un loc de parcare regulamentar. E bine. Emanuel, bine ai venit la o nouă dezbatere în Parlamentul României din 4 februarie. Nu, a început luni, a început noua sesiune. Bine te-am regăsit. A început șontâc-șontâc. Eu sunt ocupat cu legea transplantului. Mă străduiesc să determină autoritățile să miște mai repede construcția de spitale. Până la urmă, bugetul sănătății, care va fi undeva la 10 miliarde de euro, trebuie să se concentreze pe drepturile pacientului, dreptul la accesul la sănătate, accesul la medicamente, la care noi le spunem scumpe, de fapt, medicamentele nu ar trebui să se împartă în scumpe sau ieftine, ci salvatoare de vieți. Și, din păcate, pe zona de oncologie, pentru că ieri a fost, îmi vine să zic, comemorare, pentru că, de fapt, noi avem de fiecare dată o dificultate să vorbim despre normalitate. Sunt medici care spun că în România pot să scap de orice tip de cancer pentru că avem la îndemână toate terapiile. Nu poate fi ceva mai mincinos decât asta. Pentru poate că, teoretic avem. Știți, eu sunt în practică și la mine sună oameni și oamenii văd în deputat un rezolvator, nu un om care merge într-o
clădire imensă și inutilă numită Casa Poporului și se preface sau se face că găsește soluții pentru cei nevoie, ce oamenii chiar se întreabă la ANM sau ANMDM, apropo de denumiri și schimbări. Agenția Națională a Medicamentului lucrează destul de mulți oameni, în așa fel încât un medicament care este vital pentru un bolnav cu un carcer de piele, spre exemplu, care este foarte agresiv, să ajungă repede. Îmi amintesc de un episod, apropo de Ziua Cancerului, care a fost ieri, și vă spun că sunt dator moral față de un om care a murit și a cărui fiu a venit din America să se lupte cu autoritățile statului ca tatălui să aibă parte de o terapie modernă pentru un tip de cancer foarte agresiv și m-am plimbat cu el la aceste instituții. Am văzut pe pagina de Facebook, urmăresc exact luptele tale. Și pentru... acolo, acel personaj din Cireșarei, de culme, acum regizorii, poate cei care sunt, nu știu, ca mine la 41 de ani, mulțumesc la fel și amintesc de filmul acesta Cireșare. Acel personaj, ursul din film, dacă vi-l aduceți aminte, a ajuns în situația să-și salveze tatăl și statul român nu a putut să facă acest lucru pentru el sau nu a vrut. Aici e un amestec prea de indolență, inconștiență, indiferență, o combinație letală între cele trei. Pentru că s-a creat o faună, fauna celor care dau un telefon și se rezolvă pentru ei sau pentru cei apropiați. Și cu cât ești mai jos în lanțul acesta trofic, cu atât șansa ta la viață se diminuează. Asta este o dramă pe care o trăiesc sute de mii de români și vreau să vă spun că cancerul este o plagă. Nu mai putem vorbi despre... Un accident. Unul din cinci români face cancer sau face o formă de cancer. De aici cât de important este programul de prevenție, un stil de viață sănătos. Uitați-vă, industria tutunului a inundat piața cu produse sclipitoare, cu tot felul de mijloace care ocolesc această lege foarte bună antifumat, care este vârf de lance în Europa. Încercăm să recuperăm teren, totul se discută pe foarte mulți bani și atunci când sunt foarte mulți bani în joc, oamenii uită de principii, de valori și de viață. Emanuel, te urmăresc de multă vreme, cum te lupți. Îți mărturisesc că atunci când te văd, mă și rog pentru tine și pentru familia ta, pentru ocrotirea ta, pentru că am impresia uneori că prea te bagi în foarte multe lucruri extrem de sensibile. Vreau să te urmărim într-un prim material pe care l-am cules de pe pagina ta de Facebook, în care reclam o chestie absolut, să nu zic penibilă, dar e aproape de penibil. În România anului 2018, da, 2019, în care într-un spital nu se poate intra de către oamenii care au dizabilități. Haideți să vedem materialul și ne întoarcem. Eu o să vă arăt rampa, locul pe unde vin pacienții cu targa. O să vedeți și o rampă pentru persoane care sunt în scaun rulant. Aceasta este rampa. Nu pot să vă arăt, unghiul de declinație este unul criminal. E inutil să vă spun că acest colț a fost lovit de nenumărate ori în ziua. Oricum, se poate vedea cu ochiul liber că cel care urcă sau coboară, da, și are o brancardă, își poate rupe gâtul aproape aici, se alunecă foarte tare. Asta este accesul de afară, ca să vedeți că nu este nimic trucat. Cam așa arată peretele de la intrarea în clinică. Repet, rampă în Cluj-Napoca, secția de ortopedie. Dacă pot să vă ajut? Nu, mulțumim. Da, scuze, filmam condițiile în care trebuie să vină bolnavii. Mulțumim. Sănătate multă. Mulțumesc.
după cum vedeți, se chinuie lumea pe această rampă cu unghiul de înclinație absolut nenorocit. Haideți că vedem live cum vine un bolnav cu... Hai să mă ajute colegul, ne lași un pic de rog. Deci cam asta este un unghiul de înclinație. Eu o să vă prind dacă picați aici. Am un... Nu vreau să pic, dar zic că las camera și vă ajut. E mai periculos când plouă apa, deci e udă rampa. Deci când e udă rampa este și mai jale. Deci așa coborâți cu fiecare bolnav. Din păcate, nici nu mai sunteți așa de tânăr și nici alții. O mică frântură din spitale din România, domnul Emanuel Ungureanu vrea să le releve pe toate astea slăbiciunile sistemului. Aveți vreun rezultat cu aceste expoziții, expuneri teribile? Da, este de fiecare dată când merg într-o instituție, pentru că formal, dacă am face o interpelare, se răspunde la 30 de zile care se va analiza și practic ajungi într-un mandat de 4 ani să nu atingi atât de multe zone care sunt purulente. Gândiți-vă în situația acestei rampe că există o direcție de sănătate publică care știe care este norma de înclinare, care știe că rampa din stânga electrică nu este pusă în funcțiune chiar dacă este nouă. Sunt șef de secție, manageri. Din păcate, sentimentul de frică este cel care domină atunci să când intru în aceste clinici. Este teama că vin eu, este teama... Sunteți deja celebru. Da, este teama... Că dați un live pe Facebook? Da, pentru că live-ul este formula cea mai practică de a arăta în timp real ce se întâmplă. Gândiți-vă că nu i-am pus eu pe oamenii aia să coboare cu un bolnav. Lucrurile se întâmplă spontan. Deci, efectiv, surprind acele momente din firescul unei clinici. Vreau să spun că filmările sunt, cred că în noaptea de 31, dacă nu mă șerț, sau oricum la început de an, când lumea de obicei este în vacanță, bolnavii nu au vacanță de la boală. Așa cum am vorbit despre Ștefan Zoltan, copilașul care s-a născut la începutul anului și medicii singurii, medici care puteau să-l ajute, era un concediu. Dacă te naști când nu trebuie sau unde nu trebuie, ești practic pierdut. O să dau câteva exemple de lucruri care s-au întâmplat după ce am fost eu într-un spital. O să vă enumăr câteva locații care sunt mai cunoscute pentru clujeni. De exemplu, în chirurgie 2, după ce am fost cu de 3 ori, timp de 6 luni, am început să se renoveze secția ATI. La parterul secției de reumatologie, unde era practic o budă pe românește, s-a început renovarea. Am filmat locul unde a decedat, din păcate, o persoană în România, în Cluj. Un om n-a fost găsit timp de 24 de ore. Lumea l-a căutat cu disperare în afara spitalului, prin parc, și de fapt omul murise pe scări, într-un labirint întortocheat, la clinica medicală 2, pe secția interne, erau 5 ieșiri. Și practic omul s-a rătăcit, i s-a fi făcut rău, a făcut infarct, și pentru că nu existau camere la intrarea sau la ieșirea din clinică, omul a fost căutat în afară și el de fapt a murit în interiorul acelei clinici. Am făcut un live împreună cu nepoata lui, studentă la medicină, și practic la presiunea acestui live, care a mers pe 100.000 de vizualizări, conducerea spitalului a pus camere de supraveghere. Circuitul mâncării, multe lucruri s-au îmbunătățit pentru că am mers cu camera să filmez. De ce? Jurnaliștii nu au acces. Eu având atât statut de autoritate publică, eu practic merg în vizită, nu în control. Și vizita înseamnă să pun pe această pagină unde sunt zeci de mii de români, să arăt această
mizerie umană, în primul rând, pentru că sistemul sanitar este populat de oameni cinici. Cel mai mare deficit din sistemul sanitar este cel de caracter. Să lași într-o asemenea mizerie o clinică. Hai să vedem că ai mai filmat undeva. Să lași o asemenea rampă este pur și simplu ticăloșie, nu este altceva. Îmi dau seama. Hai să vedem, ai mai filmat undeva și să ne povestești mai multe detalii, să ne reîntoarcem la pagina ta de Facebook, care este un izvor de realitate pentru jurnaliștii români, inclusiv pentru noi în seara asta, să vedem ce s-a întâmplat. Vă prezint cum arată instrumentele de tortură cu care sunt teoretic îngrijiți bolnavii de aici. Spre exemplu, acest aparat, aveți idee cam din ce secol este? Se vede clar că a fost folosit recent. Cam așa arată un perete. Caloriferul e inutil să vă spun din ce secol este. Uitați-vă cum arată oglinda. Suntem pe culoare, aici este o mică baie. Tot este cât se poate de vechi. Da. Bună ziua. Nu știu dacă mă puteți ajuta chiar. Eu cred că pot. Aici sunt instrumente vechi, după cum vedeți. Tot este foarte îngust. Este un cărucior la fel de vechi cu care se transportă bolnavul când merge la baie. Repet, o infirmieră uneori la 60 de persoane, este personal foarte puțin, în salon stau câte 5-6 persoane. Vă pot da exemplu de saloane ca să nu spuneți că vorbesc în salonul 6, în salonul 7. Astea sunt instrumentele cu care se lucrează în acest secol. O să intru într-un salon să aș vrea să vă arăt un stativ cât este de ruginit, din ce secol este, ca să eventual chiar o să cer voie unui pacient să-mi dea voie să filmez stativul pe care sunt puse perfuziile. Nu o să filmez pacienții, doar aici o să vă arăt un stativ care este mega ruginit. Să văd cum arată, cum se prezintă o targă. Uitați-vă cum arată targa. Uitați-vă cum arată pe jos. Nu știu dacă îi se poate spune tarchet la ce vedeți voi. Un fel de linoleum care a fost cândva, nu știu, tarchet. Se tot spune, dragi prieteni, că politicienii din România, nu știu ce fac. Iată, în seara asta avem un politician aici care pur și simplu s-a hotărât să lupte pentru normalitate. Acesta este și titlul emisiunii noastre, lupta pentru normalitate. Ni se pare uneori foarte ciudat ce faceți. Adică mergeți și expuneți așa pe nepusă masă. Da, eu expun și realitatea bună, apropo de știrea bună. Am fost în spitale din Suceava, din Bistrița, din Moinești. Am fost în spitalul de recuperare din Cluj. Chiar am pus în contrast secția de ortopedie pe care ați filmat-o, acea rampera de la ortopedie. Gândiți-vă paradoxul incredibil. În zona UPU, în zona de primiri urgențe, acolo când vin oamenii accidentați, când sunt cei mai vulnerabili, acolo rampa este imposibilă. Este o catastrofă. Ce este dramatic? Eu am mers și am arătat cum nu ar trebui să se întâmple un lucru cu un bolnav într-un spital și, în contrast, m-am dus la recuperare. Practic, eu am fost chemat acolo de un domn care are 110 kg ca mine, 1,90, a cărui mamă era accidentată și, practic, s-a trezit omul neputincios în pat. Cu o boală neurologică, a căzut acasă și, efectiv, mi-a scris înainte de Revelion, în 28-29 decembrie, eram cu 100 de copii și tineri care fac
dializă într-o tabără în Cluj și practic într-o pauză când ei erau la ceva activități, am alergat la spital cu niște șervețele antibacteriene, cu apă, cu niște fructe. Și prin prezența mea am determinat o mobilizare acolo a personalului pentru că el de 3 zile nu fusese întors. Credeți-mi, era plin de escare, urină, de era un miros imposibil. Cearșaful era plin de tot felul de secreții. Pentru că o infirmieră la 60 de oameni este imposibil. Cei care ați fost în spital știți ce înseamnă asta. Și plosca era plină de resturi. Era o atmosferă incredibilă. Erau 6 persoane într-un salon minuscul. Am filmat acolo realitatea. Sigur, nu bolnavul, să nu-l pun într-o situație, dar am vorbit despre el. La raportul de gardă, în consecință, pe primul loc a fost situația. De ce v-ați plâns? Ce nu am mers bine? Imediat au început să se organizeze, să găsească un kinetoterapeut, să vină să se ocupe de el cineva. Imediat când a fost transferat la spitalul de recuperare, am văzut cu totul alte condiții pe care le-am filmat. Adică pus și cele bune, am înțeles. Am pus și cele bune, pentru că, de fapt, ce spun eu, omul sfințește locul. O saltea curată, un pat curat, igiena, sunt lucruri care țin de normalitate. Noi nu trebuie să ne mirăm. Ai văzut, domnule, că se poate curat pe nu știu ce secție? Asta ar trebui să fie normalitatea. De fapt, când sunt 10 miliarde de euro în sănătate, putem să spunem că sunt insuficienți, dar nu că sunt puțini. De acei bani, dacă ar fi bine administrați, dacă ar fi mai puțin furați, pentru că am vorbit despre corupția endemică, cazul Lucan este cel mai cunoscut pe care l-am arătat ca fiind caz de manual. Practic, cineva pune mâna pe o clinică de stat și o tratează ca fiind privată. Mută pacienții de la stat, îi duce în privat, o face sistematic cu familia și 15 ani nimeni nu zice nimic. Vorbesc ca lupul în tundră și într-un târziu găsește un procuror în București care începe o anchetă sofisticată. Nici la această oră nu s-a făcut rechizitoriu pentru a fi trimis în judecată. Ce spun eu acum? Practic, noi suntem într-o luptă de supraviețuire, Cornel. Aici nu mai suntem noi, avem o hemoragie demografică de oameni de calitate, de la instalator, electrician, medic, asistent, suntem absolut la pământ. Practic, noi dacă nu ne organizăm, pierim. Așa este. Ce părere ai de știrea de astăzi? Cum că un tip cu 8 clase, a reușit să păcălească un întreg sistem sanitar și o clinică privată unde se dau bani groaznic de mulți. Acum, am lucrat 2 ani într-o sală de operație și știu cum se spală pe mâini, știu cum trebuie să ție mănușile, știu cum, adică spitalul zice că n-a operat mai mult de o operație. A dat o declarație că n-a operat decât o operație și l-a oprit că au văzut că pe ceva neregulă. Pe ce era să zică? Dar în eventualitatea că omul ăsta a operat mai multe operații, este la mintea cocoșului că orice asistent medical care lucrează într-o clinică și care vede un tip de pe stradă, că ăsta era individul, care mimează că se spală, care mimează că se îmbracă, există niște legi foarte clare cu privire la cum ții mâinile, cum ții halatul, cine te pune, cine... Era automat să fie găsit, deci fără discuție, oricine își dădea seama că omul nu știe nimic. Cum e posibil? Am o foarte bună prietenă, Mihaela Rusu, care mă roagă de ceva timp să ajută un medic să-și echivaleze studiile. E pentru ca un medic care a lucrat la München, care a lucrat la Viena, la AKH, ca să poată să-și echivaleze studiile, să fac niște teancuri de dosare și ștampile și nu știu ce. Ei, acest individ a intrat într-o clinică privată, găsind un funcționar neatent din DSP București, care i-a dat codul de parafă fără să-i mai ceară alte acte. Deci, practic, nu spitalul este de vină că a fost înșelat, ci în lanțul trofic, într-un sistem ultra stufos, culmea, s-a strecurat cineva, deși, repet, pentru a putea avea drept de liberă practică și pentru a intra într-o clinică, mai ales dacă ești străin, trebuie să-ți faci o grămadă de acte. Trebuie să vedem dacă nu a împins ceva bani acest
individ în stilul românesc, italian fiind el, pentru a-și ocupa acel loc. Eu cred că lucrurile trebuie rezolvate rapid, este extrem de grav, nu e nimic de râs. Gândiți-vă, noi avem clinici în care, din păcate, infirmierele, din cauza lipsei de personal, țin depărtătoarele în sală. Eu am fost internat într-o clinică din Cluj și, din păcate, pentru că igiena mâinilor și alte discuții sunt, de fapt, pur teoretice în foarte multe locuri, infirmiera mai dădea cu mopul, îmi închidea perfuzia, îmi deschidea perfuzia. Deci, oricum, fiind personal puțin, lumea face de toate, indiferent de locul pe care îl are în structura unei instituții medicale. Ce faci atunci când oamenii apelează la tine? Observă o anumită neregulă. Pentru mulți ești deja un simbol. Lupta împotriva neregulilor din sistemul sanitar. Ești deschis pentru astfel de atitudini? Sunt deschis. Oamenii îmi scriu, însă am început să înveț pe oameni să strige și ei. Pentru că ideea asta foarte păcătoasă, numai dumneavoastră aveți curaj, numai dumneavoastră este puterea. Eu nu pot să fac nimic. Știți, este o regulă, dacă o mamă nu luptă pentru puiul ei, nu trebuie să o facă nimeni în locul ei, decât dacă mama este neputincioasă. Am avut situații dramatice în care am ajutat copiii unor mame fără ca mamele să fie foarte convinse. Ți se poate întoarce binele pe care îl faci cu reproșul, dar dumneavoastră mi-ați spus să merg pe calea asta, dar eu cred că era în regulă. Nu odată mi s-a întâmplat să strig mai tare decât cei care în mod natural ar trebui să strige. Fac un apel către cei care sunt atenți la noi în această seară și știu că sunt foarte mulți. Oameni buni, lupta asta pentru supraviețuire, atât timp cât mă lăsați singur, îmi scrieți mesaje în privat și îmi spuneți, vă dau informația, dar să nu spuneți de la cine. Vă dau fotografia sau imaginea din spitalul cu tare, dar eu sunt prea mic să fac ceva. Mi s-a cerut șpagă, dar nu vă pot spune cine. Nu știu, lucrurile astea care țin de o lașitate, lipsă de responsabilitate și lipsă de curaj și de asumare a unei mici părți din această luptă, ritmul în care se vor schimba lucrurile va fi unul prea încet pentru noi și resemnarea, să știți că este o calitate, cum să spun, un brand de România încă de la Miorița, nu? Ce făcea Baciu? S-a resemnat. În loc să pună mâna pe un par și să dea în cei care vor să-l omoare pentru că știa planul diabolic, el vorbește cu oaie. Deci, nu cred că vom scăpa cu viață dacă nu ne dăm seama că până să ajungem noi pe un pat de spital insalubru, trebuie să ne organizăm, să mai facem, cum ați văzut în filmele americane, să înconjurăm câte un spital care este insalubru și să mergem să luăm la rost, nu știu, pe primar, pe președintele Consiliului Județean. Să știți că mie nu mi-a fost comod să mă duc în ședința de Consiliu Local și să-i rog, spre exemplu, pe domnul Boc sau pe consilierul local din Cluj, să aloce mai mulți bani pentru spitale și să fac un apel la biserici ca un an, ca un moratoriu, să nu mai investim în pereți, să nu mai investim în zugrăveli de icoane, să nu mai investim în lucruri fără suflet, care este peretele, da? Mai facem o catedrală, ci să investim în spitale sau în clinici care sunt coordonate de către biserici, sau în azile pentru bătrâni, sau în orfelinate. Pur și simplu, noi trebuie să ne concentrăm resursa pe cele două zone în care suntem cei mai vulnerabili în mod evident. Care sănătatea sunt? Și educația. Sunt sate, comune, unde primarii au băgat bani serioși în niște școli. Dar pentru că oamenii fug din această țară de rup pământul, am ajuns cu școli care aveau 300 de elevi, care au 40 de elevi și săli de clasă în care bate vântul. Noi avem, repet, o hemoragie de creier și avem o abandonare a țării, da? Un val de emigrație mai mare decât
orice stat din lume. Deci, în afară de Siria, noi suntem pe locul 2, la viteza cu care plecăm din țară. Mesajul se meu... poate face ceva în contextul acesta, domnule deputat? Numai dacă strigăm tare, că lumea îmi spunea în bășcălie că sunt politicianul ala Mălin Bot și că de ce fac atât de des aceste live-uri și vă spun că peste două zile o să mă vedeți în două spitale, n-o să vă spun de unde, pentru că eu nu le spun când vin. De ce fac acest lucru? Pentru că nu avem timp. Repet, o interpelare pe care o trimis la minister, îmi răspunde Ministerul Sănătății și după 5 luni și jumătate. Ori aici este o luptă pentru supraviețuire. Cu viteza cu care pleacă românii în afara țării, cu aceeași viteză cei care rămânem aici, ar trebui să ne organizăm și să-i sprijinim pe cei care au mai rămas aici de bunăvoie. Medicii foarte buni trebuie scoși în evidență, trebuie apărați de sistemul corupt, trebuie să comunicăm mai bine, să ne organizăm mai bine, să folosim resurse mai bine. Uitați-vă că singurul spital care se construiește în România de la zero la această oră când vorbim este spitalul construit de Oana și de Carmen, de Asociația Dăruiește Viața, din SMS-urile românilor. Adică două doamne cu voință de fier și cu capacitate de organizare undeva în București construiesc un spital oncologic pentru copii de la zero. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ce nu este în stare să facă statul, trebuie să pună mâna să facă cetățenii. Nu este o situație ideală, dar până în 2020, până la următorul vot, sper că cei 61% care nu au venit la vot să se uite la aceste imagini, care au un impact extraordinar, adică sunt live-uri care au peste 700.000 de vizualizări. Asta depășește cu mult arealul geografic al Clujului, unde am fost votat. Este o temă care preocupă românii în mod cert. Din punct de vedere al medicamentelor, ați amintit ceva la începutul emisiunii cu bolnavii de cancer. Este normal ca medicii să spună astăzi, în 2019, bolnavilor, nu avem pansamente, nu avem medicamente, cumpărați-vă, dați șfară în țară, la rude, la toți cei pe care îi cunoaște, să aducă medicamente din Italia, din Germania, la noi nu se poate, la noi nu există. E normal să existe așa ceva? Nimic din ce spunem noi nu este normal, însă și aici este o problemă majoră. Presiunea se duce către pacient. Sigur că medicii spun, eu sunt doctor, am învățat o meserie, nu mă pune să strig și în stradă. Însă eu aș vrea să văd mai des medici cu conștiință, care atunci când n-au anticoagulante, când n-au ață pentru o intervenție, când n-au mănuși sterile suficiente și de bună calitate, când n-au paturi în spitale să interneze bolnavi cu cancer. Sunt spitale din Cluj unde s-a diminuat numărul de paturi. Am filmat la chirurgie 1 că s-a închis practic un etaj până în luna decembrie și din luna decembrie s-a mai închis o jumătate de mansardă înaltă, ceea ce a însemnat că medici de acolo le-a spus unor pacienți cu cancer, mergeți în altă parte. În altă parte însemnând un institut oncologic, nu știu dacă ați văzut imaginile de ieri, de consiliera mea care a avut cancer și din păcate a murit anul trecut, a lăsat testamentul un minut și 20 de secunde cu cozile umilinței într-un institut oncologic de rang european care are toate certificatele din lume, dar unde pacienții intră într-un malaxor și malaxorul ăsta al morții înseamnă că nici măcar n-au un scaun pe care să stea după ce fac ședința de chimioterapie. Ori filmarea Dorei este din 18 mai 2017 și cineva de la un site local a filmat în același loc, după un an, aceeași realitate. Și acolo a fost președintele Iohannis și am avut o reacție vehementă că a intrat pe ușa de protocol, când de fapt ușa pe unde intră pacienții era cu dalele sparte, cu o rampă imposibil de accesat și cu gropii la intrare că au fost acoperite cu ocazia vizitei lui. Și eu dacă eram de președintele țării,
având o situație atât de dramatică, vă fac o dezvăluire și după o emisiune o să vedeți, mâine o să pun acea postare. Imaginea asta din spitale au fost preluate de unul dintre cele mai importante canale de televiziune din lume. Al Jazeera, de canalul englez care se bate cu BBC și cu CNN, a luat imaginele pe care le-am filmat eu în serviciu de anatomopatologie din Cluj. Adică mostrele alea cu cancele pe care le-au oamenii, care trebuie păstrate în timp. Erau păstrate și sunt depozitate, acum când stăm de vorbă, într-un fel de hrubă lângă niște pereți în care îți bagi mâna, care sunt putreziți. Acolo stau 22 de persoane care muncesc în condiții în care nu pot spune șobolanii. A apărut pe acest post Al Jazeera. Deci să știți că acest spital este acreditat și acest spital a plătit din banii bolnavilor, apropo de ce nu sunt bani pentru medicamente, pentru că este o instituție numită Autoritatea Națională pentru Managementul Calității în Sănătate, ANMCS, care vine și ea din banii asiguraților pentru a face pe mulți bani ceea ce fac eu gratuit cu aceste camere. Adică face o fotografie de moment. Adică arată o realitate pe care o vede toată lumea, dar pe care nu o schimbă nimeni. Pentru că după ce ANMCS o spune că acolo la anatomopatologie este o hrubă, că la chirurgie 2 în Cluj pică tavanul, clujenii care aud ce spun se pot duce mâine să vadă că în timp ce se lucrează pe secția de ATI, pe culoar, la modul propriu, tavanul este putred și pică în capul bolnavilor. Și nimeni nu face nimic. Știți de ce? Pentru că suntem o societate cangrenată, metastaziată de nepotism. Ăla și-a pus finul, și-a pus nașul. Sunt medici în Cluj, atenție, care sunt normați în alte spitale și fac gardă la domiciliu în fals. Sunt spitale... Ce înseamnă gardă la domiciliu în fals? Adică ei au norma într-un alt oraș și sunt pontați ca fiind gardă, ca fiind de gardă în Cluj. La domiciliu înseamnă că te chem când am nevoie. Adică spitalele, atenție, sunt într-o situație falimentară pentru că 75% din bugetul spitalului este fondul de salarii. Practic, pentru că s-a dublat sau s-a triplat salariul unor doctori, fără să se tripleze performanța, atunci am ajuns în situația că pacienții își cumpără aproape tot când ajung în spital. Vă dau exemplu tatălui meu. Sigur că eu am bani și el are, ne-am permis să se opereze într-o clinică de stat, a făcut schimbare de cristalin. De stat? Da, deci de clinica de oftalmologie din Cluj. O să vă arăt imagini peste 2 săptămâni în ce hal arată locul unde a fost operat tatăl meu. Nu l-am dus la o clinică privată, în străinătate, l-am dus unde se duce toată lumea. Am cumpărat tot, de la câmpul steril, ață, ac, tot, că e de cristalin. Practic, singurul lucru pe care l-a făcut doctor a fost manopera. Atât. Domnule deputat, dar noi plătim o groază în fiecare lună pentru sănătate și când avem o problemă, am avut o problemă de sănătate, încă mai lupt cu ea, dar am avut 4 intervenții în ultimele 6 luni de zile. Primele 2 au fost în spitale de stat, într-un spital bine, arăta foarte bine la Oradea și într-un spital din București, care era cu 50 de ani în urmă de Oradea, ca să înțelegeți care e situația, inclusiv de la anestezie, de la tot ce trebuie, cu perfuzoare ruginite și așa mai departe. Însă nu mi s-a rezolvat problema. A trebuit să dau bani grei pentru o clinică de stat, nu pentru o clinică privată. Pentru că nu există încă psihologia asta a interesului pentru om, a examinării. Dom'le, e oricum obligatoriu să merg la serviciu, obligatoriu să... De pe când noi plătim serios în fiecare lună... Nu e o chestiune doar de resurse, aici este o chestiune de organizare. V-am dat exemplul lui Ștefan Zoltan, copil cu malformație, care se naște când nu trebuie, din punctul de vedere al statului,
Sunt copii care n-ar trebui să se nască între Crăciun și anul nou, pentru că dacă au anumite malformații, nu este cine să intervină. În fine, se face tam-tam, spun povestea lui Ștefan pe pagina de Facebook și cică se mobilizează autoritățile. Haideți să vă dau un exemplu de o organizare care nu ține de bani. Ca Ștefan să fie evaluat, pentru că starea lui de sănătate s-a degradat peste noapte, trebuia operat la Sibiu de echipă din Bristol, dar care venea numai după câteva zile, hotărăște echipa de neonatologi să-l mute la Institutul Inimii din Cluj. Și medicii de la Institutul Inimii le-au spus medicilor de la neonatologie distanțele între clinici undeva la 4 km între neonatologie, unde era copilul, și Institutul Inimii, unde ar fi trebuit să fie evaluat. Și ce s-a întâmplat? L-a spus la ora 10 să veniți acolo. Evident, cei de la spital au chemat ambulanța SMURT, care avea aparatura necesară, și s-a luat decizia să fie luat. Dar ce să vezi? Pentru că sunt puține ambulanțe SMURT, au fost două accidente în acea dimineață. Și copilul a putut fi dus doar la ora 12:30 la Institutul Inimii. Tatăl, evident, că nu avea nicio responsabilitate în această acțiune. Copilul fiind în incubator, era o chestiune legată de medici, de cei de la SMURT. Ajunge tatăl, îl însoțește pe copil în incubator cu ambulanța SMURT la Institutul Inimii și când ajunge acolo, în loc de ora 10 la 12:30, adică când a putut să vină SMURT-ul să-l aducă, vine și spune medicul care era la Institutul Inimii: acum se vine. Prea târziu. L-au împachetat pe copil și l-au dus înapoi. E, din cauza acestor drumuri, starea lui Ștefan s-a deteriorat brusc și a trebuit să se facă o intervenție care, mă rog, a fost cât s-a putut de reușit, a făcut un blocaj renal, ieri a fost reintubat, a slăbit un kilogram. Drumuri făcute inutil. Gândiți-vă presiunea pe tată, adică e vina mea că n-a venit ambulanța să-mi ia copilul care este în incubator. De ce mă cerți pe mine că avem puține ambulanțe? Nu-s destul de necăjit că moare copilul? Vii și strigi la mine că trebuia să vin la ora 12. Deci cât era de simplu ca medicul neonatolog, văzând că trece ora 10, putea să sune la Institutul Inimii: alo, mai are rost să venim cu copilul? Scoate-l din chine, trâmbălește, pune fire, scoate, bagă-l. Adică aici nu este vorba doar despre bani. Sigur că este un procent foarte clar. 34% dintre români contribuie la asigurările de sănătate și undeva la 69% sunt cei care nu contribuie. Deci, practic, apropo de ce se întâmplă cu banii noștri, noi am lucrat o viață și apelăm de 2-3 ori pe an, banii noștri merg la cei care nu au venituri. Noi avem 7 milioane de români la limita subzistenței. Noi suntem o țară subdezvoltată. Cum să spun? Sunt 500 de unități administrative teritoriale, sate și comune. Atenție! 500 care n-au niciun medic de familie. Deci noi suntem la medicina primară, în multe zone, în evul mediu. Nu vorbim despre... Vai de capul nostru! Nu vorbim despre lucruri foarte sofisticate aici. Se discută acum despre o suplimentare a fondurilor pentru medicina de familie, pentru că, efectiv, un medic primar dintr-un spital de stat câștigă la această oră, ca să vedeți ce dezechilibre s-au creat, cât un cabinet de medicină de familie pe o lună întreagă. Deci noi spunem că lucrăm pe partea de prevenție și noi am început să dăm bani în spitale unor medici care oricum iau șpagă, din păcate mulți dintre ei nici nu se uită pe card, chiar dacă l-a intrat 12.000, 17.000 de lei, 20.000 de lei la unii dintre ei. Recunosc în cercul lor și am auzit aceste lucruri: prietene, dar eu nu mă uit, deci nu contează, iau șpagă în continuare. Și știți ce este dramatic? Că nu se face o diferență între medicul care este urmărit de către pacient, care este apreciat, care este neșpăgar, față de medicul care are pacienți mai puțin, este mai puțin eficient, are mai multe eșecuri
și este plătit la fel cu cel care este mai performant. Sunt medici, spre exemplu, în Bistrița sau în alte zone care trimit cazuri complexe la Cluj. Practic sunt o gară de triaj și medicul care rezolvă cazul este plătit ca cel care trimite cazul. Am înțeles. Ori și casa, în loc să plătească pe caz rezolvat, casa plătește pe cazul internat. Domnule deputat, ne aflăm pe final de emisiune într-o frază. Ce lucruri bune ne așteaptă în România? Din punctul acesta de vedere. Vestea bună este că mai sunt medici care fac medicină din pasiune. Este doamnă doctor oncolog, am început cu cancerul și terminăm cu el. La spitalul CFR din Cluj, care în ciuda fluxului uriaș de pacienți se poartă extraordinar, cred că Mihăl Cioiu o cheamă. Sunt medici excepționali, cum este domnul profesor Albu, nefrologul Andreea Răchișan, medici ca doctorul Cârstoveanu, doctorul Stamate, care nu ia bani. Nu știu dacă ar fi să facem un top al neșpăgarilor, poate că s-ar mai speria și cei care iau șpagă, nu știu. I-am izolat cumva pe aceea, pentru că este incredibil. Asta e o idee foarte bună, să facem un top al neșpăgarilor. Da, și am vorbit despre asta. Și fiecare spital să ofere medicii neșpăgari. Da, ar fi extraordinar să facem acest lucru, un sistem. N-ajunge să pui acolo niște afișe că nu se mai așpagă pentru că s-a mărit salariul medicilor. Pentru e că în vremea nu trebuia să iau bani. Zice, nu primim bacșiș, în paranteză PPC. Și l-am întrebat ce înseamnă PPC, că poate pică ceva. Un telespectator ne întreabă, credeți că ambasadorul Israelului a spus adevărul că în Israel s-a descoperit medicamentul pentru cancer? Nu cred. Sunt o felul de tratamente și se sunt spune. Sunt o felul de tratamente, sunt o felul de leacuri. Nu cred că s-a găsit încă acel tratament care să descopere antidotul pentru atât de multe tipuri de cancer. Poate pentru un tip de cancer, da, dar sunt atât de multe și atât de agresive. Puțini români știu, care stau la soare și se ard, spre exemplu, și sunt foarte fericiți, că de cancerul de piele este unul dintre cele mai agresive forme de cancer, adică melanomul. Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes în această luptă pentru normalitate. Dumnezeu să vă plătească viața și familia. Domnilor și domnilor, iată că mai sunt oameni care luptă pentru binele țării, pentru a face cât de cât lumină și poate că nu reușesc mare lucru datorită sistemului cu încrengături teribile, dar pentru mulți pacienți contează. Dacă sesizați nereguli, dacă vedeți lucrurile care strigă, puneți mâna pe telefoane, strigați și dumneavoastră, organizați-vă, pentru că trebuie să se întâmple ceva în țara asta bine. Nu se poate să plecăm tot timpul capul și să rămânem nepăsători, pentru că atunci când ni se va întâmpla nouă, ne-am fi dorit ca alții să strige pentru noi. Sunt Cornel Drăvășan, o seară bună!